Dacă nu voi vedea semnele cuielor în mâinile lui, dacă nu voi pune degetul în semnul cuielor și palma, dacă nu voi pune în coasta lui, nu voi crede. Probabil că și între noi sunt oameni care gândesc așa, simt așa și vreau să le dau o veste proastă. Experiența lui Toma nu mai poate fi repetată. Dar ascultați cum curge textul mai departe. După 8 zile, ucenicii erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau încuiate ușile, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și a zis: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele. Dacă nu voi vedea, Domnul Iisus a auzit cuvintele lui, deși nu era acolo, uită-te la mâinile mele, adu-ți palma mea și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. De câteva luni de zile, a treia duminică seară, stăm lângă o întrebare: de ce cred? Marius Cruceru este cu noi. Am primit tot felul de răspunsuri la de ce cred, dar să presupunem că te-ai întâlnit cu Toma și l-ai întrebat: Tomo, de ce crezi? Știți ce ți-a răspunde? Pentru că l-am văzut pe cel înviat. Pentru că m-am întâlnit cu el, am căzut la picioarele lui, l-am declarat Domnul meu și Dumnezeul meu. Spuneam, din păcate, experiența lui nu poate fi repetată astăzi. Și de aceea, în versetul 29, textul continuă: Tomo i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Repet cuvintele Domnului Iisus: Tomo i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ce știa Domnul Iisus despre desfășurarea planurilor lui Dumnezeu? Este o vreme în care poți pipăi cuvântul întrupat. Este vremea lui Toma, vremea apostolilor, vremea celor care au trăit alături de el timp de 3 ani și jumătate. Dar va veni o vreme când lucrul acesta nu va mai fi posibil. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu îl insuflă pe Ioan ca să așeze acolo istoria învierii și arătării Domnului Iisus Hristos, istoria lui Toma. Este singurul evanghelist care vorbește despre ea. Și o face cu un scop foarte precis, plecând de pe cuvintele Domnului Iisus și trăgând astfel o graniță între două epoci complet distincte. Dacă mă uit la desfășurarea planului lui Dumnezeu, întrupatul Fiul al lui Dumnezeu a venit și a propovăduit întrupând mesajul, cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Dar urmează apoi în Ioan textul: și noi fiind Ioan, fiind apostolii, fiind cei de pe vremea lui, am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Dar a venit momentul înălțării lui la cer. Afară de cercul apostolic, nimeni nu mai poate repeta această experiență. Și de aceea noi, restul bisericii, noi am intrat în a doua categorie, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Suntem noi mai înțelepți ca ei, mai deștepți ca ei? Noi n-avem nimic pe care să ne întemeiem credința? O, nu! Versetul 30 continuă în Ioan 20. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi, multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Lucrurile acestea au fost scrise. Deci noi nu mai avem un cuvânt întrupat pe care să-l pipăim, dar avem un cuvânt scris. Oare este tot una din mâna cui? De sub pana cui vine cuvântul acela? O, nu, nu, nu. Noi avem un cuvânt scris de martori oculari, de cei care au trăit cu Iisus, au mâncat cu Iisus, l-au văzut murind pe Iisus, l-au văzut înviat pe Domnul Iisus Hristos. Cei care timp de 40 de zile s-au frecat de El până când învierea s-a luat pe ei și au fost gata să plătească cu viața adevărul că Hristos a înviat din morți. Ascultați-l pe același Ioan care istorisește despre Toma, vorbind în prima lui epistolă, ca introducere în primele 4 versete. Ce era, observați verbele din text, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o.
și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică care era la Tatăl și care a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem, ce vă scriem? Experiența noastră personală, ce am văzut, ce am auzit. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Dragii mei, noi trăim în vremea în care credința vine în urma auzirii și auzirea vine citind cu degetele, pipăind cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul scris, nu cuvântul întrupat. Și asta este diferența dintre noi și apostoli. Spuneam altădată, ei au avut harul să bea de la izvor, ei au avut harul revelației, noi avem harul iluminării. Noi bem din găleata pe care ei ne-a dus-o la izvor. Noi trebuie să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. Temelia, singura temelie pentru o credință mântuitoare este cuvântul lui Dumnezeu. Aduc trei exemple înaintea dumneavoastră să vedeți străduința Domnului Iisus Hristos de a-și aduce ucenicii nu la minunea învierii, de aceea zice Tomo, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Și Domnul Iisus după înviere asta încearcă să facă, să-i mute pe ucenici de pe semnele cuielor pe cuvântul scris, pe profeții. Lazar și bogatul, pilda Domnului Iisus, sau cei doi spre Emaus, sau întâlnirea din camera de sus în seara învierii, cu toți ucenicii, Toma era și el în mijlocul lor. Dați-mi voie să le iau pe rând, să vă aduc doar aminte de aceste lucruri. A murit bogatul, a murit și Lazar. Bogatul a ajuns în iad, Lazar a ajuns în sânul lui Avram, la un moment dat se văd și bogatul strigă, Părinte Avrame, trimite-l pe Lazar să-și moaie degetul în apă, că tare mă arde văpaia din focul în care mă aflu. Îmi pare rău, de la noi la voi nu se poate trece. Atunci, Părinte Avrame, mai am 5 frați acasă, te rog, trimite-l pe la... Nu, nu, au legea și prorocii, au pe Moise și prorocii să creadă în ei. Nu, Părinte Avrame, dacă va învia cineva din morți, vor crede. Și eu am avut pe Moise și prorocii și uite unde am ajuns. Ascultați cuvintele Domnului Iisus. Dacă nu cred Scriptura, nu cred pe Moise și proroci, chiar dacă ar învia cineva din morți, tot nu vor crede. Tot nu vor crede. Ce încearcă Domnul Iisus să facă? Să-ți spună în ce să-ți ancorezi credința. În ce să-ți ancorezi credința. Dragii mei, e plină lumea de fachieri. Pe măsură ce trece timpul, duhurile dracilor vor face tot mai multe minuni. Atenție, în ce-ți ancorezi credința. În ziua învierii, spre după masă, doi din ucenici mergeau spre Emaus. Povesteau între ei, amărâți, și un străin ajunge din urmă și îi întreabă, despre ce vorbiți între voi? Și ei se uită la el, cum, tu ești singurul străin în Ierusalim care nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Și încep să-și verse sufletul când Iisus îi trage încetişor de limbă. Textul spune că Domnul Iisus îi mustră, o nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Observați să credeți Scripturile. A început de la Moise, de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate Scripturile ce era cu privire la el. Grea poveste. Nu putea să rezolve Domnul Iisus lucrurile mai simplu? Să scoată mâinile din cămașa asta în care umbla și să le arate, să zică, eu sunt ca lui Toma? De ce n-a făcut-o? Când afrând pâinea l-au cunoscut, dar era dispărut dintre ei. Și în momentul acela lasă ușile deschise, pâinea pe masă și fug cât îi țin picioarele, 6 kilometri, până în Ierusalim. Dau ușa de perete, intră între ucenici și încep să le vorbească despre experiența lor. L-au întâlnit pe Domnul, cel înviat. Nici nu termină bine vorba și Domnul Iisus apare în mijlocul lor. Versetul 44 din Luca 24. Apoi a zis, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea să priceapă Scripturile. Sau Ioan spune, a suflat peste ei Duh Sfânt. A suflat Duh Sfânt. Același eveniment, același moment,
același lucru. Le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Ascultați-l pe Pavel, el știe mai bine decât oricare dintre noi. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Știți ce face diavolul astăzi? A încălcit cuvintele. Trăim într-o vreme în care informația curge peste noi ca și Niagara. Da? De aceea trebuie să știm că pe lângă credința mântuitoare există și credință moartă, zadarnică și drăcească. Nu există un om care să nu creadă în ceva, dar nu orice credință mântuiește. Și aceea este importantă să spui întrebarea nu doar de ce cred, ci și în ce cred. În ce cred? În cine cred? Iacov, în epistola lui, frații mei, ce îi folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. Dar și dracii cred și se înfioară. Îi ajută cu ceva? Cu absolut nimic. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără faptă este zadarnică? Credința fără faptă este zadarnică? De-a lungul istoriei, mulți au încercat să-i pună pe Iacov și Pavel cap în cap. Ca și cum Iacov ar vorbi despre o evanghelie de paie, o epistolă de paie, în care vorbește despre importanța faptelor. Dar vreau să vă aduc aminte că Pavel este trimis în misiunea lui, cel care ne-a lăsat majoritatea scrierilor din Noul Testament, să aducă nu la credință pe toate neamurile, ci la ascultarea credinței pe toate neamurile. Cu alte cuvinte, Iacov și Pavel sunt ucenici aceluiași Hristos și vorbesc exact aceeași limbă. Oare la întâmplare, în toate epistolele lui Pavel, ai pe lângă teologie și o parte aplicativă, pe lângă ce știi și ceea ce trebuie să faci? Exact așa este și epistola către Coloseni. Primele două capitole teologie, capitolele 3 și 4 în care am intrat acum, este partea aplicativă, faptele credinței, ascultarea credinței. Și gândul lui Pavel a fost pus înaintea noastră încă din rugăciunea lui din primul capitol. El mai întâi mulțumește pentru ceea ce vede că este prezent în viața lor. A auzit Evanghelia prin Epafras. Evanghelia le-a deschis cerul și au văzut promisiunile lui Dumnezeu și s-a născut în ei nădejdea, ancorat în acele promisiuni. Dar apoi s-au întrebat cum vom ajunge la ele și au descoperit pe Iisus Hristos și și-au ancorat credința în Hristos. Și credința asta fiind o credință vie, a început să rodească fapte, dragoste pentru toți sfinții. Dragostea se vede. Credința și nădejdea sunt ca și hidrogenul și oxigenul din apă, dar oamenii însetați de apă au nevoie de roadele, de faptele credinței. Ascultați-i doar cererea lui Pavel, să vedeți că el nu scapă din vedere acest tandem dintre credință și fapte, dintre a ști sau a cunoaște și a face. Versetul 9 din primul capitol. De aceea și noi, de când am auzit aceste lucruri despre credința, nădejdea și dragostea voastră, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem două lucruri. Să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei lui, asta cerem, să vă umpleți de cunoștința voiei lui și versetul imediat următor, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul ca să-i fiți plăcuți în orice lucru. Cer lui Dumnezeu să pricepeți adevărurile din primele două capitole. Două capitole încărcate cu Hristos, cu minunea lucrării lui pentru noi. Dar mai cer lui Dumnezeu să vă dea harul și puterea să trăiți adevărurile din ultimele două capitole. Dați-mi voie să închei, duminica Tomii, să migrez pe textul nostru prin cuvintele Domnului Iisus Hristos din ultima parte a predicii de pe munte. Nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, ca să zici Doamne, Doamne, trebuie să ai câteva noțiuni legate de el, da? Nu orice cine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri.
Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi, toți cei care lucrați fără de legea. Depărtați-vă de la mine, voi, toți cei care lucrați fără de legea. Și acum mă întorc la textul nostru. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în toate aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Spuneam duminica trecută, din primele patru versete, umblați și gândiți-vă, viața creștină definită de Pavel nu e un concediu, este o luptă. Și vreau să vă spun, este o luptă pe viață și pe moarte, pentru că este o luptă a vieții cu moartea. Și moartea aceasta vrea să ne înghită diavolul de târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Textul nostru ne spune că trebuie să luptăm pentru două lucruri. Pentru curăția morală, versetele 5 și 6, și pentru sănătate socială. Chipul lui Dumnezeu în noi, privit prin prisma relațiilor din Trinitate, îl putem defini în relația cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu semenii. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, înseamnă că relația cu Dumnezeu este refăcută. Dar dacă această relație a lui Dumnezeu refăcută nu curge mai departe în relația cu noi înșine, în vindecarea morală și apoi în vindecarea socială în relație cu semenii, deci mi-e probabil că relația cu Dumnezeu sau vindecarea ei a fost o himeră. Este un fel de sentiment religios pe care l-am îmbrăcat fără ca Duhul lui Dumnezeu să fie prezent acolo în viața noastră. De aceea Pavel îndrăznește să scrie celor care sunt în Hristos, care au înviat împreună cu Hristos, pentru că au fost răstigniți împreună cu El. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curăție morală, lăsați-vă de toate aceste lucruri, mânie, vrășmășie, sănătate socială. Dați-mi voie să o iau pe prima dintre ele în dimineața aceasta. Importanța, imperativul curăției morale. Imoralitatea sexuală este primul semn al dezintegrării unei societăți. Indiferent cum o privim, este primul semn al dezintegrării familiei. Este primul semn al dezintegrării bisericii. Este primul semn al dezintegrării societății în care trăim. Este primul semn al dezintegrării unei civilizații. Istoricii spun că toate civilizațiile de pe planetă, și nu au fost foarte multe, da? Toate au început cu standarde morale ridicate. Și toate au dispărut în momentul în care păcatele sexuale au devenit un lucru obișnuit, au devenit un mod de viață generalizat în civilizația respectivă. Pământul i-a scuipat afară, așa cum i-a scuipat pe cananiți din fața evreilor. Și așa cum Dumnezeu i-a spus că vă va scuipa și pe voi dacă veți repeta toate aceste lucruri. Dați-mi voie să pun o listă înaintea noastră. Sunt doar 10 din multele păcate sexuale care, într-un fel, mistuie ca un foc lumea în care trăim și, din păcate, și bisericile noastre. Veneam acasă de la Bistrița și cel care veneam a zis: nu este cineva să vină până la noi să vorbească despre curăția sexuală. Și am întrebat pe unul din prietenii mei dacă știe pe cineva și el s-a uitat la mine și a zis: crezi că e unul singur? 90% din tineri se frământă cu problema asta. Dragii mei, mă întreb, de unde vine lipsa noastră de putere, demobilizarea noastră, plictisul nostru? De unde? Nu cumva e o gaură imensă în viața noastră pe care toate energiile noastre spirituale curg? Dacă am înviat împreună cu Hristos,
Lupta este obligatorie. Dacă ai lăsat mâinile jos, bagă bine de seamă. Toate celelalte vin după ele. Zile trecute primesc un mail și am intrat în corespondență cu cineva și și-a deschis viața și a pus-o înaintea mea. A venit bucuros la Hristos. A avut putere de mărturie, a avut putere să renunțe la lucruri. Până când a crăpat puțin ușa. Și a intrat un păcat, și-al doilea, și-al treilea. Și de obicei, păcatul intră pe ușa asta întunecoasă a păcatelor sexuale, pe acolo intră. Ești singur, nu te vede nimeni, nu te știe nici nevasta, nici copiii. Dar după aceea avei dezastrul, împietrirea, moartea, din care nu mai știi cum să ieși. Uitați-vă lista, adăugați altele la ele, relații premaritale. Din păcate, ai găsit pe cineva, ești hotărât să te căsătorești, nu ai răbdare să aștepți și iei fructul oprit. Relații extramaritale, familii extraordinar de frumoase. Trăim lume în care bărbații, dragii mei, sunt pe drumuri peste tot, în delegații, în camere de hotel, cu ispitele la ușă. Cât îți trebuie, atât, să faci praf totul. Relații între persoane de același gen. Oh, e un subiect tabu, să nu vorbesc că mâine voi fi luat la rost pe bloguri și peste tot în altă parte. Relații sexuale între copii, dragii mei, din păcate. Nici nu vă dați seama cât de devreme încep lucrurile astea. Uitați-vă pe telefoanele mobile ale pruncilor voștri în clasa 3-a. Uitați-vă. Duceți-vă la liceul creștin. Pedofilia, incestul, violul, zoofilia, pornografia, prostituția. Numai anii trecuți am legiferat incestul în România. Uitați-vă ce se discută în Parlament și care sunt legile care încearcă să fie împinse. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Ray Stedman, într-un articol, The Thickening Darkness, întunericul care se îngroașă, spune că climatul moral al zilelor noastre nu se deosebește cu nimic de climatul moral al secolului I, pe care Pavel descrie în Roman, capitolul 1. Așadar, continuă el, se ridică o întrebare. Oare cât am progresat în cele 20 de secole al existenței umane din această perspectivă? Aș lăsa doar ultima parte, progresat, și aș spune regresat. Dragii mei, societatea noastră merge ca racul de andoaselea. Fiecare civilizație a făcut la fel și întrebarea mea este unde ne aflăm în hotărârea lui Dumnezeu de a pune capăt acestor lucruri. Dați-mi voie să iau primul capitol din Romani și să încercăm împreună să vedem pașii pe care îi faci și ca persoană și ca societate înspre moartea aceasta în care pământul este gata să ne scuipe de pe suprafața lui. Versetul 18, cu care începe Evanghelia lui Hristos, sună așa: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. A necinsti pe Dumnezeu înseamnă a gândi rău despre El. Dar de ce mi-ai spus, Doamne, să nu curvesc? De ce mi-ai spus să nu... De ce? Lasă-mă pe mine să hotărăsc ce e bine și ce e rău. Asta e societatea în care trăim. Oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuiri, gândirea se transformă în faptă, da? Și în cele rele și în cele bune. Oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Care sunt mecanismele înstrăinării de Dumnezeu? Pentru că de acolo apare problema. Dar cu Dumnezeu există șansa victoriei. Când te înstrăinezi de El, vine și moartea împreună cu despărțirea de El. În primul rând, nu-L putem acuza pe Dumnezeu de faptul că nu ni s-a descoperit, nu și-a revelat adevărul. Ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, de aia se descoperă mânia lui Dumnezeu, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei înșiși, că și le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile Lui nevăzute, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Nu putem da vina pe Dumnezeu, Doamne, n-am știut.
Nu, legile lui sunt înscrise în conștiința noastră, indiferent cine am fi, indiferent unde am trăit pe suprafața pământului. Pavel continuă cu trei pași ai înstrăinării de Dumnezeu sau ai înnăbușirii adevărului în nelegiuire. Primul este ignorarea lui Dumnezeu. Faptul că te-ai botezat acum 5 ani sau cu 2 ani și ai fost în flăcări pentru Domnul, încă nu te împiedică să te străinezi de Dumnezeu, să-L ignori, să începi să pleci urechea la lucrurile de jos, să începi să umbli, să gândești la lucrurile de jos. Și toate încep, dragii mei, cu nevoia reală de a avea din ce-ți plăti facturile. De pune pâinea pe masă, mai ales dacă s-au născut un copil, 2, 3. Și începi să te îngropi în lucruri și să uiți de Dumnezeu. Să uiți de Dumnezeu, să-L ignori. După care descoperi că nu-L ai și zici, dar nu e așa o problemă? Începi să-L imiți pe Dumnezeu. Și foarte curând îl înlocuiești pe Dumnezeu cu Dumnezei mai comozi, care îți permit să faci ce faci, să nu te deranjeze, să te lase să trăiești în ceea ce ai hotărât. Ignorarea lui Dumnezeu. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, ca unul care are drept asupra vieții, dreptul să hotărească ce-i bine și ce-i rău, ce-i păcat și ce nu-i păcat. Dragii mei, cuvântul ăsta jignește astăzi. Știți de ce? Pentru că L-am scos pe Dumnezeu afară. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte. Inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Și-a urmat imitarea lui Dumnezeu. S-au fărit că sunt înțelepți. A, hotărâm noi ce-i bine și ce-i rău. Suntem noi Dumnezei, da? Plăcerea este Dumnezeul nostru. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, cu păsări dobitoace, cu 4 picioare și târâtoare. Care este rezultatul înstrăinării de Dumnezeu? Imoralitate sexuală generalizată, care duce la o degradare și la o dezonorare a trupului uman, perversiuni sexuale și o dezintegrare morală și socială. Erau prezente în secolul I, sunt prezente în secolul 21. Rezultatul, dragii mei, este un rezultat legic. Dumnezeu ne obligă să bem apă după deciziile noastre. Dumnezeu ne obligă. Nu vă înșelați, spune în Galateni, capitolul 6, versetele 7 și 8, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Cine seamănă în carne, în firea lui pământească. Noi am fost tăiați împrejur, tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii pământești. Dar când îl ignori pe Dumnezeu și faci pași regresând în înstrăinare totală de El, vei începe să semeni în firea pământească. Cine seamănă în firea pământească sau în carne, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Imoralitate sexuală generalizată. Când noi am spus, suntem Dumnezeu, lasă-ne în pace, hotărâm noi ce-i bine și ce-i rău, Dumnezeu își deschide palma și îți dă drumul să pleci. Versetul 24. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necistesc singur trupurile, căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Dar imoralitatea duce la perversiuni. Și uitați-vă la versetul 26. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea femeii, întrebuințarea firească a femeii și s-au aprins în poftele lor unii pentru alții. Au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru răutatea lor. Dar dacă lucrurile s-ar opri doar în noi, chipul lui Dumnezeu din noi face ca lucrurile să meargă mai departe. De la dezintegrarea morală, la dezintegrare socială.
versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Observați de la ignorarea lui Dumnezeu cu tot ce urmează. N-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Imaginați-vă că asta e familia voastră, asta e societatea în care trebuie să vă creșteți copiii. Și nu spun prea mult, dragii mei, asta este realitatea în care noi trăim. Au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, nu mai poți plăti doi bani pe cuvântul nimănui. Dar eu sunt pocăit, așa pocăit cum îi te bag în pușcărie. Călcător de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și dacă s-ar fi oprit aici, dar nu s-au putut opri, și de aceea următorul pas este legiferarea răului. Măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, ci și găsesc de buni pe cei ce le fac. Citesc din articolul lui Ray Stedman. Deși știu că răutarea lor aduce moarte, totuși, ei fac tot ce le stă în putință ca să răspândească răul și mai mult. Invadează domeniul educației. Luați abecedarele copiilor voștri în mână. Să nu coase credeți că țara asta are gânduri bune pentru ei. Luați abecedarele copiilor voștri în mână. Uitați-vă la pozele din ele. Am doi prieteni în Statele Unite care au fost în clasa întâia copiilor lor și au deschis abecedarul și au văzut rățuștele vorbind între ele. Eu am doi tați, eu am două mame. Clasa întâia. I-au scos de la școală. Acum sunt studenți. Și au făcut școală cu ei acasă. Încolo va trebui să mergem și noi foarte repede. Pentru că au invadat sfera educației. Au pus, dragii mei, mâna și domină mass media. Uitați-vă, vă rog frumos, doar la decernarea premiilor Oscar din anul acesta. Și vedeți mizeria morală care este în mass media. Fac tot ce le stă în putință să legifereze răul. Uitați-vă la frământările din Parlamentul României. Să împingem, dacă se poate. Vin alegerile, dragii mei. Există un independent, Petre Costea, care luptă pentru lucrurile astea. Votați-l. Eu îl cunosc, un om credincios al lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să existe oameni care știu vorbi și care au curajul să spună lucrurile acestea, până când nu pățesc ca și parlamentarul acela francez care a fost ridiculizat și scos afară din mijlocul lor. Trebuie să mulțească aceste voci. Dar nu numai că încearcă să legifereze răul, ci ridiculizează pe oricine ar încerca să vorbească împotriva lor. Pe oricine. Întrebare. Dacă e adevărat că civilizațiile încep aici și termină aici, în ce privește standardul moral, întrebarea mea este, trăim oare în ceasul al 12-lea? Fraților, ce să facem? Ce să facem? Ascultați-l pe Pavel, fiind foarte direct. Eu cred că el știe mai multă psihologie decât știu eu. Și ar fi putut să-mi dea tipuri, da? Ar fi putut să-mi dea, fă așa, fă așa, la ora cu tare, fă așa sau așa. El foarte simplu îți spune în versetul 5, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idol. Dacă m-aș opri, ce-mi spune Pavel în versetul acesta? Să nu cumva să ai impresia că vei câștiga războiul cu mâine în buzunar fluierând. Nu. Dacă ai fi pe front și ai ști că viața ți este în pericol, ai avea ochii în patru. Ai fi atent la orice zvâcnire din jurul tău. N-ai crede în nimeni. Nu știu dacă a fost într-un film sau într-o carte în care se întâlnesc doi soldați. Unul era căzut și celălalt era cu arma îndreptată spre el. Și cel căzut a băgat mâna în sân
Și ăsta l-a împușcat. Și când s-a dus să vadă, era poza familiei lui. Ar fi îndrăznit să ceară milă. Dar erau pe front. Da? Erau pe front. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia care este o închinare la idol. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor, erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Știți ce aud discutând cu oameni? Ușor de zis, greu de făcut, nu-i așa? Spun cei care se ocupă de aceste domenii că adicțiile sexuale sunt extrem de greu de rupt. Dacă e așa, așa e. Nu mai mult, îmbătrânim, ne pierd poftele, terminăm și noi cândva cu ele. Dar observați, am pus pe ecran și totuși, dacă ai înviat împreună cu Hristos, eu nu cred că Dumnezeu își permite să-ți ceară ceva fără să-ți dea și posibilitatea de a împlini ceea ce ți-a cerut. Ascultați Romani, capitolul 8, versetele 12 și 13. Astfel, dar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Ăsta e primul lucru care trebuie să-mi intre în cap. Nu mai datorez nimic firii pământești. Cu alte cuvinte, nu există o forță atât de mare care să nu-i pot rezista. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească. Dar ascultați ce urmează. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să puteți răbda. Dar este asta adevărat? Nu mai datorați nimic firii pământești? Da. Am fost tăiați împrejur cu tăierea împrejur a lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați în El și împreună cu El în puterea lui Dumnezeu, prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Și de aceea versetul 13 continuă. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dumnezeu nu ți-a luat libertatea să alegi moartea, veți muri. Dar dacă prin Duhul, și aici e cheia, cei Duhul este nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu care lucrează în noi credincioșii, spune Pavel în rugăciunea lui. Prin Duhul faceți să moară faptele trupului, cu alte cuvinte, când Pavel spune omorâți mădularele voastre, el nu spune curvarului de pe stradă, ci celui care a înviat împreună cu Hristos. Dacă ai înviat împreună cu Hristos, Duhul lui Dumnezeu a coborât în viața ta și de aceea prin Duhul poți omorâ faptele firii pământești, faptele trupului, ca să trăiești. Dar poate întrebi, păi eu sunt pocăit de 10 ani și tot mă lupt cu lucrurile astea. Ce împiedică lucrarea Duhului Sfânt în noi? Poate că lista ar fi lungă, dar aș pune doar două lucruri înaintea noastră și l-aș lua pe rând. Păcatul mai întâi și doi, fățărnicia, întunericul. Păcatul și fățărnicia sau întunericul. Ați-mi voie să le iau pe rând. Când Domnul Iisus este ridiculizat că scoate dracii cu degetul lui Belzebul, adică dracii cu dracii, el vine cu un principiu adevărat și pentru împărăția lui Dumnezeu. Orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită și orice casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. El nu zice împărăția diavolului, ci orice împărăție. Și doar două există, împărăția diavolului și împărăția lui Dumnezeu. Noi am fost răscumpărați, izbăviți din împărăția întunericului și strămutați în împărăția Fiului dragostei lui, Coloseni 1:13. Dar cum s-ar putea dezbina împărăția lui Dumnezeu? Ce e împărăția lui Dumnezeu? Dragii mei, o poveste care nu pot explica, dar dacă o adun, nu pot comprima mai mult decât Trinitatea. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Esența împărăției lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși. Tatăl a zis, plata păcatului este moartea. Fiul a plătit pentru toate păcatele, deci oricine își mărturisește păcatul poate fi iertat. Dar imaginați-vă că păcatul a intrat în viața mea, Duhul este puterea care a trebuit să-mi dea biruința, dar pentru păcatul nu este mărturisit. Dacă Duhul mi-ar da puterea biruinței, ar dezbina împărăția lui Dumnezeu. Și de aceea El își reduce motoarele în viața mea. Dumnezeu i-a dat dreptul să facă un singur lucru pentru un păcătos.
să-l dovedească vinovat în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În momentul în care ai acceptat această lucrare a Duhului Sfânt, El te aduce la scaunul Harului în fața Fiului. Când îți mărturisești păcatul, ești iertat, curățit, eliberat. Și Duhul are din nou libertatea și puterea să-și pornească lucrarea în tine. Nu uitați, biruința aceasta nu se câștigă fără El. Și de aceea a împiedica lucrarea Duhului Sfânt, a zădărnici lucrarea Duhului Sfânt înseamnă a-ți semna cu mâna ta sentința la moarte. De ce? Pentru că boldul morții este păcatul, ori tot ce trebuie omorât este păcat, și puterea păcatului este însăși legea lui Dumnezeu. Satana știe că Dumnezeu a zis plata păcatului este moartea, însăși legea lui Dumnezeu te dă pe mâna Satanei în momentul în care tu refuzi pocăința, refuzi să ieși la lumină. Pavel spune în Roman 6:14, păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, asta vreau, pentru că simt că e un lanț care mă ține, vreau să rup, nu va mai stăpâni asupra voastră, într-un singur caz, că nu sunteți sub lege, ci sub har. A fi sub lege înseamnă a fi sub acuzarea legii, legea procurorului Dumnezeu. Duhul Sfânt, folosind legea, vine la tine să dovedească vinovat în ce privește păcatul. În momentul în care recunoști păcatul, mărturisești păcatul, scoți la lumină păcatul, în momentul acela treci de sub lege, sub har, pentru că păcatul tău este preluat de Domnul Iisus Hristos, trece pe crucea Domnului Iisus Hristos. Legea lui Dumnezeu vede că plata păcatului a fost plătită și se liniștește, iar Duhul lui Dumnezeu capătă libertatea să lucreze în viața noastră. Dar există o altă problemă imensă, mai ales în problema păcatelor sexuale. Se fac la întuneric, se fac când ești singur, când nu te vede absolut nimeni, când ai lăsat garda jos, că ești obosit, relaxat, în hotel, la concediu, la mare. Da? Ai lăsat garda jos. Problema este că dacă nu scoți păcatul la lumină, ești obligat să pui o mască. Când vii acasă la soția ta, trebuie să spui ceva, să zâmbești, să ții copiii în brațe, nu? Când intri în biserică, trebuie să fii primul care te rogi, ca nu cumva se vadă că s-a întâmplat ceva. Și în felul acesta am intrat în poziția în care suntem cei mai urâți de Domnul Iisus, farisei și fățarnici, da? Cu masca pe față. Ascultați ce spune Pavel în versetul 9 din Coloseni. Zice, nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi. Cu alte cuvinte, nu stați în grup cu masca pe față ca și cum s-ar fi întâmplat nimica. Da? Nu veniți acasă și vă uitați în ochii soției voastre ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimica. Orice ascund e o minciună. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Dragii mei, primul pas spre vindecare este curajul. Deci asuma răspunderea pentru păcatul și deciziile tale. De a scoate lucrurile la lumină. Ascultați ce scrie Ioan în prima lui epistolă. Dacă zicem că avem părtășie cu El, adică ne-am așezat bine masca pe față și umblăm în întuneric, adică cu păcate dosite, mințim și nu trăim adevărul, dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții, de ce nu ne mărturisim unii altora păcatele? Pentru că ne este frică. Ce o să zică cel de lângă mine? Este o vorbă, dacă îți spun cine sunt și nu-ți place, este tot ce am. Și de aceea nu vreau să fiu vulnerabil. Ce o să crezi despre mine? Eu nu știu ce o să cred despre tine, dar este aici un text care mie îmi spune un lucru extrem de ciudat. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții, cu alte cuvinte, se vindecă relații în loc să se strice. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Interesantă e și inversarea lucrurilor. Mai întâi se elimină frica din viața mea. Nu, nu, avem părtășie unii cu alții. Și abia pe urmă, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Ascultați-l pe Pavel vorbind în Efeseni, în capitolul 5. Odinioară erați întuneric. Cauza majoră a lipsei victoriei, întunericul.
faptul că pitim lucrurile. Odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați ca niște copii ai luminii. Nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă, osândiți-le. Cum să o fac? Mai întâi, acceptă faptul că tu te-ai dezbrăcat de omul vechi și este o rușine și să vorbești despre astfel de lucruri, dar aminte să le faci. Dar toate aceste lucruri sunt osândite de lumină, sunt date la iveală. Când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală. Ceea ce scoate totul la iveală este lumină. Ați-mi voie să închei cuvintele lui Pavel. Dragii mei, poate că el putea să ne facă consiliere și pe alte planuri. De ce Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat să spune doar atât și doar asta în textul lui? Nu știu, am să-l întreb când îl văd. Dar Scriptura spune, dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați, și acum știți ce înseamnă umbla, a căuta ca Iosif și Maria pruncul la Ierusalim, ca Irod pruncul să-l omoare, să nu vă lăsați până nu găsiți lucrurile după care umblați, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă, dragii mei, fapta urmează gândul. Dacă nu te gândești la astfel de lucruri, nici faptele nu vin. Așa că umpleți-vă mintea și timpul cu altele. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. De ce? Voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, pofta rea, lăcomia care este o închinare la idol, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. De aceea, lăsați-vă de toate aceste lucruri. Țin voie să închei cu o întrebare. Te duci acasă și de seara când vrei să te culci, deschizi ușa la dormitor și, spre surprinderea ta, vezi o viperă în dormitor la tine. Presupun ce ai să faci. Tragi ușa, te duci în baie, ții pijamaua, deschizi ușa, te culci în pat liniștit și dormi până dimineața, ca și cum s-ar fi întâmplat nimic. Poate îmi spuneți, Benny, you are nuts. Da? Eram în Houston la un prieten și s-a dus la o fermă, avea găini și ouă și într-o dimineață se duce să adune ouăle. Și când deschide cuibarul, un șarpe cât cuibarul de mare. Sunt șerpi care mâncă ouăle. Primul lucru, trântește capacul, fuge în casă, ia pușca, iese afară, piu! Scoate afară. Asta spune Pavel. Nici unul dintre noi, mai ales dacă ar fi camera copiilor, ar fi suficient să fie un bondar, dar nu o viperă care se duce moartea. Ori textul meu spune, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Dragii mei, câți dintre noi avem curajul să declarăm război? Vestea bună este că prin Duhul, putem omorâ mădularele noastre care sunt pe pământ, faptele trupului, dar numai prin Duhul. Și pentru asta trebuie să venim la lumină. Nu știu câți dintre noi au un cerc în care pot să-și descarce inima, în care se pot ruga unii pentru alții, în care pot să dea jos masca. Majoritatea probabil că nu au lucrul acesta. Nu uitați, de aici pleacă înfrângerile noastre, din însingurarea noastră, din izolarea noastră, din faptul că venim la binecuvântare, la nuntă și la mormântare. În rest ne pierdem în mulțime, nu? Biserica, așa cum spunea Ștefan, soția lui, este dată ca să ne purtăm poverile unii altora, să ne rugăm unii pentru alții și Scriptura ne spune, vom avea părtășie unii cu alții, Nu de multe ori mi s-a dat în biserica noastră să aud mărturii cu masca dată jos. Dragii mei,
spre surprinderea mea, când a îndrăznit un om să vină în față să-și dezgolească viața, noi toți am intrat sub bancă. Știți ce s-a întâmplat la sfârșit? S-a făcut coadă ca să-l ia în brațe frații. Coadă. Scriptura are dreptate. Ceea ce vindecă totul este lumina. Toate acestea se întâmplă în întuneric. Dragii mei, vipera trebuie omorâtă. Trebuie omorâtă. Haideți să ne ridicăm. Doamne Iisuse Hristoase, stăm în prezența Ta, în fața cuvântului Tău, Duhul Tău ne cercetează inima fiecăruia dintre noi, vezi lumea în care trăim, falimentele prin care trecem, vezi baterile și luptele noastre, vezi și cauza neputințelor noastre. Și de aceea strigăm la Tine în bunătatea Ta, ajută-ne credinței noastre. Doamne, dă-ne curajul să facem cel puțin atât. Să avem curajul să ne mărturisim păcatul, să dăm jos masca fățărniciei, să ne găsim în trupul Tău oameni, așa cum spunea Ștefan, soția lui, oameni, biserica e mai mult decât programe, oameni cărora să îndrăznim să ne deschidem viața, să le spunem adevărul, să le cerem ajutorul. Și mulțumim că ne-ai promis că acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele Tău pentru războiul Tău cel sfânt, Tu cel care ai venit să nimicești lucrările diavolului, Tu ești prezent în mijlocul lor și prin puterea și biruința Ta vom avea putere și biruință și noi. Așa Te rog să ne ajuți. Amin.